Bună dimineața! Pentru că sunt foarte răgușit și practic am vocea de radio la mine tot timpul, am zis să o punem în valoare și astăzi suntem la Gold FM, alături de Schivo, Florin și mai vine cineva? Mai vine? Vine Tequila, vine și Radu și o să intrăm la matinal să vorbim chestii despre vloggeri, despre bloggeri, despre noi, nu? Nu, da. Nu. Da, păi așteptăm să se strângă toată lumea și intrăm. Bă, ce ai făcut, mă, iar? Iar ce? Nu mai satur de tine. Ce căuți? Bună dimineața! V-am adus panul ăla. Altceva. Da, mă, când a dat și a văzut vlogger, a zis, bă, ăștia au nevoie de net clar. Și cam asta a fost emisiunea. Cum a fost, Radu? M-am bucurat foarte tare că te-am văzut azi, ești foarte frumos. Priviți cum s-a schimbat panduțul, deci eu cred că nici nu o să-l recunoașteți. Da, el da, chiar da. E panduțul, deci Alin Pandarul. Băi, stai, m-am abonat la panduțul. Cine e băiatul ăsta? Că m-am abonat la panduțul, nu? Da. Uite, aici Radu vrea să fie celebru pe vlogul meu. Cude? Vrei să fii celebru pe vlogul meu? Radu Buzeanu e numele meu, vreau să fiu celebru. Te dau știrile. Hai că te scot de aici. Te scot de aici. Este al meu, nu? Ești pe mine celebru, că dau știrile aici. Știrile? Hai să vedem cum se dau știrile la radio. Bine v-am regăsit, este ora 10. Liderii PSD se reunesc astăzi pentru a stabili componența noului guvern și valul de căldură se extinde. 31 de grade vor fi astăzi în capitală. Salutare, eu sunt Panduțu și atunci când reușesc să mă trezesc dimineața, ascult Gold Morning. Ok. Păi și reușești? Nu. Eu sunt mai pasăre de noapte, da, așa de fel. Da, odată, s-a trezit, ce mai vrei? Diminețile nu sunt punctul meu foarte. Oficial am rămas blocat în lift. I'm gonna vlog. Și nu. Okay, nu apăsa pe toate, că acum e și mai rău decât. Crezi că se va întâmpla ceva bun dacă n-apăs pe nimic? Alarma merge. Da, chiar. Cine are numărul Gianina? A pornit? Și poate cine are semnal? Gianina. Are semnal. Nu, eu nu am semnal. Uaaaaa! Du-te, bă! Ieșiți repede! Cansaipel, știi? Mamă, cum a fost asta? Acum am uitat telefonul. Serios, să duci cu liftul? Da. E sigur că poți? Vrea cineva să mă însoțească? Ne vedem pe partea cealaltă. Sunt Schivo la un smoothie aici, la Tucano. Asta sunt oraș. Foarte drăguț. Stai, este date la mine pe vlog sau la tine pe vlog? Sau nu e date? Nu e date. A, nu e date. Suntem ai cu vrea tu să ieși la date cu mine? Acum, sincer să fiu, da. Da, l-am scos să lucreze aici pe laptopul lui minunat rose gold nebunie. Da. Ce culoare pe asta, nu știu, dar arată minunat. Mamă, dar ce mare. Dar tot ce se. Ce bine să fii vlogger, să fii liber la 11:30 dimineața. Hai să fac o poză. Cu tot cu laptop. Gata, facem shooting aici de totem. Am schimbat ora, am schimbat și fata, dar am adus-o la concert la placebo. Ce? Asta e că tu nu știi ce am făcut azi. Da, o să vezi în episodul de azi. Suntem la Arenele Romane, la concertul Placebo, organizat de Phoenix Entertainment. Ne pregătim de Greetings Sugar, prima formație din această seară.
și fata asta e mare puțin și se topește cu gândul doar că o să-l vadă pe, pe Brian Molko aici de aproape. Ai mai văzut? A, păi și acum zici, mă, venea și acolo cineva. Mulțumesc. Da. Au! Da, fain, Gritin Sugar, din păcare, păcate s-au auzit un pic că am proști, n-am înțeles mare lucru. Sună un pic ca Depeche Mode, așa. O să-i vedem la Siget mai, mai mult și... Băi, nu cred. A fost prima trupă românească anunțată la Siget anul ăsta, alături de Next X, care au câștigat Siget Talent. Și gata că am vorbit prea mult, ne pregătim de Placebo. Și lângă noi este și băiatul ăsta. If you were, zi ceva pentru pandemie. Să rămână mami. Ia mâna de aici. Da, uite, am brățară, da, am, da, insignă, da, asta nebunatică. Și a fost și concertul Placebo, a fost foarte, foarte, cum a fost? Foarte, foarte, exact. Două chestii mișto de la concertul ăsta, pe lângă muzică, evident. A fost unul, n-am avut voie să filmăm la cererea formației și erau băieții de la BGS aici, cum ridicai camera, cum băgau lanterna pe fața ta și practic nu puteai să filmezi. O chestie care, pe cât de enervantă, pe atât de mișto a fost, pentru că practic ne-au obligat să nu ne mai nu mai stăm cu nasul în telefoane și să ne bucurăm de concert mai mult. Bă, nu, pe mine m-am încurcat un pic că n-am apucat să trag cadre pentru voi ca să vă arăt cât de mișto a fost atmosfera, dar pe de altă parte a fost foarte mișto. Era doar o chestie mișto care mi-a plăcut, a fost tehnică. Pe ecranele din spatele meu și pe aici pe laterale se proiectau imagini din concert cu băieții și eram curios că nu erau operatori pe scenă, dar ei cu toate astea aveau imagini din toate unghiurile cu asta. După urmă am văzut, era o cameră acolo. Unde ești? Era o cameră acolo, mai era o cameră pe tobe, mai erau mai multe camere de-astea micuțe împărțite și plus în spate, la front of house, mai era încă o cameră mare cu care puteau să ia diverse unghiuri în funcție de situație, ceea ce mi s-a părut foarte tare. Asta ca videomaker mi s-a părut interesantă treaba asta. În rest, altceva despre concert? Da, da, basul super mișto pe care l-a avut Stefan, ai avut ce drăguț, era cu corpul greu, da. Aici se vedem pe Nancy Boy. Pe Nancy Boy, da? Și na, în rest suntem supărați că nu prea au aruncat pene, dar... Au aruncat ceva, niște beți, s-a bătut lumea pe aici și am luat și o snowboard, dar era spart capete, da. Și cam atât. Da, mai prins de la ei. Păi bun, cam atât de la acest concert. Se fac cu să leșin? Mâine vii la Evanescence. Stai mă, zi. Ah, ok, deci mai revenim. Mâine o trimit la Evanescence în locul meu. Și o să facă vlog în locul meu mâine de aici. Sper că ai învățat ce ai de făcut. Da, da, am mai făcut deja. Mi-a zis lumea că a trebuit să preau vlogul de aici. Exact, bine. Păi bine. Păi închei tu acest episod, că a fost cu Placebo? Da, da. Gata? Da. Mă? Da. Sigur? Da. Vreau să mai stau un pic? Hai odată. Acestea zind frise, i-am văzut pe Placebo. Ne vedem și mâine. Ne vedem mâine. Pa! Am intrat pânduț în cameră, am crezut că e machiat, așa bine arăta, știi? Și că nu e machiat, așa arată el bine de dimineață. Dar știi care e faza? Că noi ne întâlnim doar seara și noaptea cu el. Te arată urât, știi cum arată el de obicei. Deci el, de fapt, dimineața arată așa, mă, ești nebun. Și probabil că Benjamin Button, gen, îmbătrânește pe măsură ce înaintează în zi.